tubă în gură sau o lumea urâtă situație. E pe căcat. Și oamenilor bună la cap. Nu-mi place, e prea urâtă. N-ar trebui să există orfani pe lumea asta. N-ar trebui să există avortul. Ce vă costă, mă, să luați un copil de la orfelinat? Cretinii, dracu. Cât ori fi? Câțiva zeci de mii de copii. Nici atâta. Și ce ar fi? Ce v-ar deranja? Vă lat câteluși, pisăiași, iepurași? Păi, un copil mănâncă cât un cățel. Nu, că nu știu ce-mi faci. Ăsta e pula, a? Nu, că trebuie să-i dau averea după ce mor. Păi după ce mor o să-i dai averea? Păi Dana e copil străin. Nu e străin, e român. Țigan, ungur, nu contează, din România. Tu nu ești din România? România rimează cu Omenia. Uite, eu n-am posibilitatea, dar după ce fac o treabă, pe bune, eu îmi fiez un copil. Băi, înfiere înainte de orice, înainte vremuri. N-ai cum să lași un copil acolo. De ce? Ăia de-n orfelinate nu le poate asigura afecțiune prea multă, pentru că sunt zeci de copii sau 100 de copii la câteva asistențe de alea. Alea n-au cum să-i împrățișeze, să-i pupe pe toți. Și până la urmă există și obișnuința, îi lasă așa. Ce vă costă? Băi, cretinii puli, futu-vă în gură de români, căcați! Știți că un copil înfiat? E un fenomen ciudat. Dacă înfiezi un copil, păi nu contează la ce vârstă. Poate să fie pula mea. Nu e condamnat la moarte dacă e adolescent. Iar bă, și adolescent. Te vei înțelege cu el. Poate are niște probleme de comportament, dar te vei înțelege cu el. Mânca mi-a spulat. Nu vă dau eu lecții de morală. Dar eu asta o să fac. Nu știu dacă pot să o fac în fapt, pentru că ăia mă verifică pe mine și am o chestie de la psihiatrie. Aia mi-a zis că sunt schizofrenic, cu toate că nu sunt. Și mi-a mai zis-o de câteva ori. Și eu n-am cum să adopt un copil. Dar aș face oricând. O să iau un boschetan după asta de la micu. Și l-a adopt așa în pula mea. Cred că am găsit soluția. Mă duc la notarie cu ăla și îl decat copilul meu. Dar de orfelina nu pot. Da, băi, faceți ceva pentru ei, băi. Că le dați cadouri pula mea de Crăciun, mă piși pe ele. Ei au nevoie de dragoste, de iubire, de părinți. Că au fost părinților tâmpiți. Păi, sunt oameni foarte mulți nebuni pe lumea asta. Dar voi nu puteți să fiți buni?